Într-o țară în care în ultimii ani se promovează mai mult non-valorile, adevărații artiști trebuie să muncească pe rupte pentru a reuși să își facă lucrările cunoscute. Din fericire, mai există artiști deja consacrați care, indiferent cât de greu le-ar fi, încearcă din răsputeri să-i ajute în principal pe cei care se află la început de drum în acest domeniu. Unul dintre aceștia este pictorul hunedorean Mircea Popițiu, care, pentru al doilea an consecutiv, organizează la Boholt o tabără națională de sculptură și pictură. Scopul acestei tabere este de a promova, așa cum am spus-o de fiecare dată, de a promova artiștii tineri, dacă este greu sau ușor, e greu de spus, e greu de răspuns, pentru că și timpul și partea financiară fac un cumul și e foarte, foarte dificil să organizezi. În tabără participă atât studenții de la Facultatea de Arte din Timișoara, cât și artiștii din domeniul sculpturii și al picturii. Principalul avantaj este că cei care acum se pregătesc pe băncile universităților pot învăța și schimba idei cu cei care au deja experiență. Ne ajută să ne întâlnim în primul rând, pentru că după ce ai absolvit, este mai rar să te întâlnești cu colegii, cu prietenii, și această lucrare este o realizare deoarece, cum să zic, este o lucrare neobișnuită, deoarece are din niște dimensiuni aparte. Nu putem realiza în fiecare zi așa ceva. Foarte interesant. Putem să învățăm chestiile, putem să expunem lucrările și e foarte bine. Este a doua ediție, fiindcă am participat și anul trecut, și pentru că o tabără te ajută să te descoperi în primul rând pe tine, pentru că ești tentat să lucrezi și altceva decât ai lucra în atelier și pentru că poți lucra pictură plein air. Iar asta e o provocare. Cea mai mare provocare pentru studenții de la sculptură aflați în tabăra de la Boholt este faptul că pentru prima dată ei trebuie să realizeze o lucrare de mărimi mari, un pas foarte important pentru cariera lor de viitori artiști. Tabăra se desfășoară pe o perioadă de 10 zile în localitatea Boholt și este organizată de Asociația Culturală Popițiu cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara.